La Animal Show, din cadrul expozițiilor internaționale Molda Agrotech și Farmer, câteva căprițe atrăgeau privirile trecătorilor prin specificul lor. Aflați mai multe detalii despre căprițele poloneze ce au ajuns pe tărâmul moldovenesc. Laptele de capră, numit de Hipocrate lichid miraculos și esență vindecătoare, are nenumărate beneficii și o compoziție asemănătoare laptelui matern. La Animal Show am cunoscut căprițe de rase mai deosebită, lucru nou pentru Republica Moldova. Căprițele date sunt anglo-nubiene, sunt mai mult pentru lapte, lumea este cointeresată, mai ales de animaluțul care este în spatele meu, se zice alpaca. La fel este ceva nou pentru Moldova. Dacă o capră de prăsilă oferă zilnic maxim 2-3 litri de lapte, atunci aflați că situația e un pic altfel la căprițele anglo-nubiene. Acestea au un specific aparte și sunt recunoscute ca fiind cea mai bună rasă de lapte din Europa. Căprițele nu se vând, doar le-am adus să le arătăm oamenilor. Noi o să le mulțim, probabil pe viitor vom vinde puiet. Să știți că dau până la 6-7 litri de lapte pe zi. Specificul lor că este mai mult pentru lapte și cel mai interesant că nu are mirosul specific la laptele de capră. Mai aflați că aceste căprițe care oferă tocmai 6-7 litri de lapte pe zi au fost aduse de la o expoziție. Animalele care le avem noi la grădina noastră zoologică, le aducem de peste hotare, mergem și noi la expoziții, vedem ce e interesant, ce e ce nu avem la noi în Moldova și aducem. De exemplu, aceste sunt aduse? Acestea sunt aduse din Polonia. Rasa de capre anglo-nubiană își are originea într-o rasă veche din India, Jamnapare. Aceste căprini au fost aduse în Europa de către coloniștii englezi, care le-au încrucișat cu caprele tradiționale din insulă, rezultând noua rasă cu o productivitate foarte bună de lapte și cu rezultate mulțumitoare și la producția de carne. Laptele provenit de la aceste capre este foarte sănătos, recomandat persoanelor care suferă de anumite boli, dar și celor care doresc pur și simplu să trăiască mai sănătos. Ceea ce este deosebit la acest lapte față de cel de vacă este faptul că atunci când ajunge în stomac, este procesat sub formă de fulgi. Acest lapte este recomandat, de exemplu, persoanelor care suferă de obezitate, bătrânilor sau copiilor.